Luptele de stradă care s-au dat în fața Palatului Parlamentului și-au dus la moartea unui bărbat scot la iveală noi detalii șocante. Conflictul a izbucnit între membrii ai unor grupări rivale de proxeneți, care nu s-ar fi înțeles cu privire la prețul unor persoane traficate în Germania. Între timp, la Poliția și Jandarmeria Capitalei sunt anchete care trebuie să explice cum a fost posibil ca un astfel de incident să aibă loc la numai doi pași de Parlament și de sediul SRI. Iar până acum există numeroși martori, dar și multe camere de supraveghere care au surprins incidentul și totuși nimeni nu a fost reținut. În războiul care s-a dus cu bute și rănci chiar în fața Palatului Parlamentului, una dintre principalele atracții pentru turiști au fost prinși oameni nevinovați. Un martor a povestit pentru Antena 3 clipele de groază pe care le-a trăit. Urlau, se băteau și am luat-o la fugă, m-am urcat în mașină și am plecat. Erau 10, 20, 30? Peste 40. Peste. Erau foarte mulți. Am auzit sunete, ceva țevi care au căzut pe jos, s-au auzit și ceva arme, cred, a fost pistol, ceva. În momentul ăla am urcat în mașină și am plecat. În fața Parlamentului, lângă sediile SRI, Ministerului Justiției sau Parchetului General, cele două găști ar fi negociat destinele unor persoane traficate în Germania. S-au dat întâlnire tocmai în fața Parlamentului pentru că, din ceea ce se spune, că au spus că în fața Parlamentului vin o grămadă de turiști, seara o grămadă de tineri care stau, ascultă muzică, oameni civilizați, și atunci au spus că acolo, fiind atât de multă securitate, n-or să se ia la bătaie, dar din păcate s-a lăsat cu un omor. Dar care ar fi motivul pentru care a pornit scandalul acesta? O neînțelegere de la sume de bani privind proxenetism, cel puțin. O comisie a Ministerului de Interne verifică acum dacă s-au luat suficiente măsuri pentru a se preveni astfel de incidente. Vizații de anchetă sunt șefii din Poliția Capitalei și Jandarmeria București. Vizează evaluarea managementului activității de ordine publică la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și la nivelul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București pentru gestionarea dispozitivului de ordine publică în zona menționată și, bineînțeles, această verificare vizează și cauzele și împrejurările care au condus la producerea acestor evenimente. Răfuiala a dus la moartea unui bărbat de 37 de ani, iar un tânăr de 21 de ani a fost grav rănit la cap. Moartea s-a datorat unei hemoragii masive meningocerebrale, consecință a unui traumatism cervical, leziunea fiind produsă cu un obiect contondent. De asemenea, celelalte leziuni înregistrate pe corpul persoanei au fost de asemenea produse cu corpuri contondente. Nu există alt fel de leziuni. Anchetatorii analizează acum imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, iar mai multe persoane sunt audiate. Nimeni nu a fost însă reținut sau acuzat la mai bine de 24 de ore de când a fost stins incidentul.